domnilor, prieteniștile ambelor state, au semnat declarația comună. Și Moldova, în continuare, anunțăm conferința de presă susținută cu prilejul vizitei în Republica Moldova a prim-ministrului Marelui Ducat de Luxemburg, excelența sa, domnul Luc Frieden. Celor care ne urmăresc online, îi anunțăm că cu puțin timp în urmă, oficiale au semnat declarația comună a prim-ministrilor în sprijinul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru început, gazda evenimentului, premierul Dorin Recean, va susține declarații de presă, după care cei doi oficiali vor avea timp pentru câte o întrebare. Domnule prim-ministru, vă rog. Domnule prim-ministru Frieden, dragă Luc, bine ați venit la Chișinău și vizita dumneavoastră confirmă încă o dată relația strânsă de prietenie și de parteneriat pe care o are Republica Moldova și Luxemburg. Deși ne separă o distanță destul de lungă, geografic, împărtășim aceleași valori și angajamentul comun de a construi un viitor european în pace și prosperitate pentru cetățenii noștri. Ultima noastră întâlnire a fost marcată de un moment important pentru Republica Moldova, care s-a întâmplat la Luxemburg, și anume deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În acest context vreau să exprim recunoștința noastră profundă pentru sprijinul pe care Luxemburgul îl oferă parcursului nostru de dezvoltare a țării, de construcția unei societăți democratice care trăiește în pace și prosperitate împreună cu prietenii de pe întreg continentul european. Luxemburgul este un stat fondator al Uniunii Europene și un simbol al unității europene. În cadrul Uniunii, Luxemburgul a cunoscut dezvoltare fără precedent, devenind cea mai prosperă țară din Europa Unită. Luxemburg a fost și rămâne un model de dezvoltare pentru noi, tot o țară mică, dar care a beneficiat din plin de situația sa geografică și de munca asiduă a cetățenilor, devenind un centru financiar important al Europei. Colaborarea dintre țările noastre ne permite să preluăm cele mai bune practici în domenii precum afaceri interne, finanțe, protecția socială și protecția mediului. Recenta noastră discuție despre extinderea cooperării în sectorul energiei verzi și cel financiar reflectă determinarea noastră de dezvoltarea unor piețe eficiente în aceste domenii și de a atrage investiții noi în economia națională. Moldova mai oferă oportunități investiționale importante în sectorul IT. Avem oameni talentați și dispunem de un mediu propice pentru inovație și dezvoltare. În același timp, profit de ocazia de a invita luxemburghezii să descopere Moldova, să savureze vinurile noastre, cele mai premiate, de fapt, din regiune, bucătăria și locurile frumoase, și să ne cunoască oamenii și tradițiile. Domnule prim-ministru, în 1985, acordul Schengen a fost semnat pe o barcă la graniță dintre Germania, Franța și Luxemburg, punând bazele unei dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene, libertatea de circulație. Astăzi, Luxemburgul continuă să fie un exemplu de mobilitate și dezvoltare, asigurând zilnic un flux de peste 200.000 de lucrători transfrontalieri care au locuri de muncă bine plătite. Republica Moldova construiește această posibilitate de a fi în spațiul libertății de mișcare. Acest lucru este determinat pentru noi oportunități de afacere, de investiții în Republica Moldova. De 10 ani, moldovenii călătoresc fără vize în Uniunea Europeană, iar acum prioritatea noastră este să ne lipsim de granițele fizice și birocratice pe care le avem cu vecinii noștri. Pentru tânăra generație din Republica Moldova, accesul la rețelele educaționale și economice ale Uniunii Europene va însemna mai multe oportunități pentru dezvoltarea personală și profesională.
Parteneriatele noastre în educație și schimburile interculturale vor deschide noi orizonturi și vor contribui la formarea unei generații de tineri europeni pregătiți să inoveze și să construiască o Moldovă modernă, o Moldovă competitivă, o Moldovă prosperă. Dragă Luc, un luxemburghez a rostit în mai 1950 o declarație care avea să marcheze istoria. Europa nu va fi construită dintr-o dată sau după un plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze, în primul rând, o solidaritate de fapt. Asta a spus Robert Schuman și viziunea sa ne amintește clar că doar prin unitate și solidaritate putem menține proiectul european. Astăzi avem responsabilitatea de a continua această moștenire, construind o Europa mai extinsă, mai puternică și mai unită, unde Republica Moldova își va ocupa locul cu demnitate alături de prietenii și partenerii săi europeni, precum Luxemburgul. În context, salut semnarea de astăzi a declarației comune care reconfirmă sprijinul ferm al Luxemburgului pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și angajamentul nostru comun pentru pace, stabilitate și prosperitate pe continentul european. Președinta Maia Sandu a trasat un obiectiv la prima vedere foarte ambițios, dar pe care vom reuși să-l îndeplinim, să fim pregătiți de aderare la Uniunea Europeană către 2030. Suntem încrezători că, datorită sprijinului partenerilor noștri, precum Marele Ducat al Luxemburgului, vom reuși. Am așteptat acest moment mai mult de 30 de ani și de data aceasta suntem determinați să nu-l ratăm. Pentru asta și aici mă adresez tuturor moldovenilor de oriunde s-ar afla la 20 octombrie să mergem la referendum pentru că este important pentru Republica Moldova, pentru toți cetățenii noștri. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră, dragă Luc, și pentru prietenia dintre țările noastre. Merci énormément. Dragă prim-ministru, dragă Dorin, domnilor și domnilor, acesta este o vizită importantă pentru mine ca prim-ministru a Luxemburgului, pentru că noi, ca europeni, ca luxemburghezi, noi credem că democrația, stabilitatea, pacea, prosperitatea pe continentul european sunt durabile, există pe termen lung. Dacă toate țările din Europa participă pe aceeași bază, cu aceleași reguli și aceleași ambiții. Iată de ce eu am decis să răspund pozitiv invitației domnului prim-ministru a Republicii Moldova să vin aici, să sprijin Moldova în calea sa spre Uniunea Europeană. Noi nu putem trăi în pace și prosperitate în Europa de vest dacă în partea de est a Europei este instabilitate sau dacă este sărăcie sau dacă sunt diferențe sociale mari. Avem tot interesul ca să ne asigurăm că principiile fundamentale ale supremației legii, a democrației, a dreptului internațional, a respectului pe drepturile omului, pentru ce oamenii acestei țări au luptat atunci când și-au recăpătat independența mai mult de 30 de ani în urmă, ca acestea să fie prevăzute nu doar în Constituție, dar să fie trăit în fiecare zi. Iată de ce sunt aici astăzi, iată ce este o onoare mare să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să cunosc mai bine Moldova, să mă întâlnesc cu președinta Republicii Moldova și iată de ce am semnat această declarație comună acum. Europa, Uniunea Europeană ne-a oferit nouă pace, democrație, prosperitate de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Istoria a împărțit Europa din nou după aceasta și țara voastră după al doilea război mondial a devenit parte
din Uniunea Sovietică. Voi ați devenit independenți și acum trebuie și noi împreună. Vrem să facem următorul pas al acestui proces de creare a familiei europene care crede în aceleași principii și Moldova face parte din această familie europeană. Și noi, ca luxemburghezi, ca membri fondatori ai Uniunii Europene, în interesul vostru și în interesul nostru, în interesul nostru comun, noi o să vă sprijinim, o să susținem Moldova pe această cale. Și noi suntem puțin mândri că la începutul discursului de aderare între Uniunea Europeană și Republica Moldova a început în Luxemburg. Luxemburg este o țară care este una din capitalele Uniunii Europene. Și iată de ce, negocierile au început în Luxemburg și ne mândrim cu asta. Dar nu este doar vorba despre asta, dar este un simbol care înseamnă un proces care nu ar trebui să dureze prea mult, dar mult lucru trebuie făcut. Pentru că noi am fost în Uniunea Europeană de mult timp, foarte multe legi, regulamente, reguli pentru a crea prosperitate, pentru a crea democrație au fost adoptate și evident că acum când aderați la acest club trebuie să adaptați legile voastre la acestea. Alții au făcut-o, voi o să o faceți. Deci uitați-vă la țările din Europa Centrală și din Est, în 2004 ele au reușit să treacă prin proces și cunoscând persoanele din guvernul dumneavoastră și eu sunt convins că voi veți reuși să faceți acest lucru într-o perioadă scurtă de timp. Referendumul care urmează să aibă loc este foarte important pentru cetățenii din Republica Moldova. El oferă alegerea liberă oamenilor să aleagă pentru Uniunea Europeană și poziția lor și experiența noastră din UE este una care nu impune nimic, dar voi urmează să vă creați viitorul. Deci democrația, statul de drept, prosperitatea merg mână în mână și noi avem nevoie de stabilitate în această parte a Europei. Noi, evident, suntem extrem. Deci pentru noi este inacceptabil și că Rusia, într-o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a invadat Ucraina. Luxemburgul, ca și alți membri a UE, crede puternic în principiile dreptului internațional, în dreptul țării de a-și defini propria suveranitate și independența sa și noi mereu vom fi de partea celor care luptă pentru independența lor, pentru suveranitatea lor, dar de asemenea pentru democrație și statul de drept. Este ceea ce ne unește pe noi și iată de ce noi vrem să fim alături de Moldova pe calea sa, în calea sa spre aderarea la Marea Familie Europeană a Democrațiilor. E o plăcere să fiu aici, mersi mult, Dorin, că ne-ai găzduit și eu sunt în așteptarea să lucrez cu dumneavoastră, cu guvernul dumneavoastră, cu președinta în viitor, pentru ca acest vis comun să devină o realitate. Mulțumesc frumos, domnule prim-ministru. Acum sesiunea de întrebări-răspunsuri din partea Poliției Moldovenești. Dana de la Vărtăvea, vă rog. Bună ziua, sunt Iana Ambros, reporter Pro TV Chișinău. Întrebare către prim-ministrul Marelui Ducat de Luxemburg. Domnule premier, vă rog să ne spuneți cum anume va susține Luxemburgul parcursul european al țării noastre, care sunt domeniile pe care doriți să puneți accent, dar și care sunt metodele concrete de sprijin pentru Moldova. Mulțumesc. Cred că noi putem să sprijinim Moldova prin a face schimb de bune practici. Noi suntem membri ai Uniunii Europene de la începutul ei, suntem un membru fondator a UE, deci noi putem să oferim la solicitarea Moldovei asistență tehnică către echipele primului ministru și guvernului său pentru implementarea anumitor legi. Noi putem să împărtășim cele mai bune practici când vine vorba despre statul de drept sau
legislația privind domeniul din serviciile financiare. Avem experiență în acest domeniu, dar de asemenea credem că trebuie să aducem oamenii împreună. Adică, iată de ce eu am propus că noi trebuie să găsim modalități să aducem studenți din Moldova la în Universitatea din Luxemburg. Nu este vorba doar despre aspecte tehnice de a elabora legi. Europa este despre oameni, viețile oamenilor. Voi trebuie să descoperiți cum noi trăim, cum trăim împreună, într-un mod armonios. Și de aceea este important ca oamenii să se întâlnească, să găsească modalități, să găsim modalități de a crește fluxul de turiști între cei de două țări, să aducem studenții noștri la noi. Și noi am vorbit despre modalități în care noi putem să îmbunătățim acest lucru în următorii ani. Aceasta este calea care a început cu deschiderea negocierilor câteva săptămâni în urmă și iată de ce noi, în baza declarației pe care noi am semnat-o acum, noi vom găsi modalități de a aprofunda acest lucru. Echipele noastre se cunosc mai bine unele pe altele și noi vom lucra împreună în următoarele luni pentru a aprofunda această relație. Luxemburgish Press, presa din Luxemburg, Ines, vă rog. Bună! Bună dimineața! Sunt Ines Coșet, din Luxemburg. Întrebarea mea este către prim-ministrul Moldovei. Deci, este prima vizită oficială a domnului Luc. Seara voastră frumoasă, voi sunteți un candidat la aderarea la UE și veți avea alegeri în octombrie. Este o război acum în mijlocul Europei și care are consecințe pentru țara voastră. Deci, ce importanță are vizita Luxemburgului acum, în acest timp și mediu? În această întâlnire am avut o discuție foarte practică și utilă cu prim-ministrul Frieden și cu echipa. Echipa și prim-ministrul au împărtășit cum o țară mică este o țară prosperă în Uniunea Europeană și Luxemburgul este cea mai prosperă țară din Uniunea Europeană. Am discutat despre și am convenit asupra suportului politic de care Republica Moldova are nevoie în procesul de aderare, dar și asupra unor competențe tehnice care vor fi puse la dispoziția guvernului de la Chișinău pentru a implementa corect și în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova a acquis-ului comunitar. La fel am discutat că o Republică Moldova puternică și bine dezvoltată este și în interesul Uniunii Europene, în interesul tuturor cetățenilor europeni, pentru că aici la fel se vor crea oportunități. Și ele deja sunt create în domeniul energiei, în domeniul IT, în domeniul industrializării agriculturii. Am discutat despre faptul că luxemburghezii astăzi preferă să meargă în sudul Europei. Am convenit ce trebuie să facem ca să vină în estul Europei, să cunoască Republica Moldova, să cunoască regiunea și să investească, dar și să avem aceste schimburi economice și sociale. Și atât, în acest fel, noi vom construi o Europa mai mare, mai puternică, care trăiește în pace și trăiește în prosperitate. Luxemburgul este un exemplu de țară mică care reușește să fie prosperă, chiar foarte prosperă în modelul Uniunii Europene. De aici avem de învățat și aici, încă o dată, vreau să mulțumesc premierului Frieden pentru că a răspuns invitației noastre de a veni la Chișinău, de a cunoaște Republica Moldova și de a susține parcursul european și parcursul de dezvoltare a Republicii Moldova. Mulțumim colegilor jurnaliști, mulțumim premierilor pentru declarațiile și răspunsurile oferite. Dear Prime Ministers, we invite you for a farewell handshake for the reporters who are here in front of you, please. Doamnelor și domnilor, ați urmărit în direct transmisiunea din Casa Guvernului, conferința de presă susținută de premierul Dorin Recean și prim-ministrul Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden, cu prilejul vizitei oficialului luxemburghez în Republica Moldova. Vă mulțumim pentru atenție!